Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. A lui Daniel Oprița. Vine un șut de la distanță, gol! Ho, ho, ho! Drăghici înscrie aici. Corner bătut pe jos, respinge un jucător al Chiajnei. Avansează câțiva metri și trimite această torpilă la care portarul Aldescu a reacționat târziu. Este primul gol al lui Drăghici în acest sezon de Liga a doua. Drăghici venit vara trecută de la Universitatea Craiova, 5 sezoane petrecute în bănie de Drăghici. Borța, minge înaltă și este gol! 1-1! Un minut a durat avantajul Stelei, înscrie Azdren Lulacu. Prea singur Lulacu, mult prea singur. Foarte frumoasă centrarea lui Borța. Foarte precisă. Minge l-a găsit pe albanez. 1-1. S-a înălțat frumos. Da, și atunci a ieșit cu o dată cu dureri. Oroian. Din nou un balon înalt în careul ilfovenilor și vine un șut care se duce puțin pe lângă. A fost execuția lui Bărbule, șutul capitanului Stelei. Minge respinsă de Marc. Erau vreo 25 de metri. Ce torpilă! Răzvan Matici, foarte interesant acest Răzvan Matici, a jucat nemaipomenit în prima repriză Puștiul. Centrare din lateral, gol! Adi Popa! La său gol din acest sezon de Liga a doua. Iată ce frumos a curs această fază. Centrarea lui Matici, nici urmă de offside. Oroian l-a ținut pe voi cu un marcaj și nu prea. Are doar 18 ani Puștiul, fundașul dreapta al Stelei. De lângă el reușește Adi Voicu să dea gol. 3 goluri și suntem în minutul 50. Cred că a fost pentru prima dată 0. Foarte frumoasă execuția mijlocașului dreapta. Puteam avea un gol și mai frumos la un șut al lui Bărbulescu. Cer ceva. Jucătorii Stelei se duc aceștia și strică la asistentul lui Sabolc Kovac. Cred că au cerut un penalti acolo. E de revăzut această fază. Minge înaltă. Oh, e Hens. Este Hens. Dorin Codrea. Noi n-avem VAR nici în Liga 1. Liga a doua nici nu se pune problema. Nu știu ce discută acolo Sabolc Kovac. Pare ușor să dă un cartonaș galben. N-are de-a face cu nimic cu acea fază. S-au spus niște cuvinte ceva mai grele probabil pe margine. Fie penalti, bate Adi Popa. Lovitura de colț și este doar o bară. Ratare uriașă a oaspeților. N-a fost offside. Da, sau ba da, a fost offside până la urmă. Nici urmă de offside. Poate un penalti aici. Poate un nou hands. Era acolo. Nicolae Pârvulescu centrează și este o ratare uriașă a lui Neluz Roșu.
Șansă bună, Neluț Roșu n-a reușit să reia. O dată a dat rău minge. Lui Ștefan Pacionel. În stânga, centrarea lui Ilie și scoate foarte bine. A fost Carol Taub, da. Poziție tare complicată pentru fundașul venit de la Universitatea Cluj. Urcase la finalizare Răzdan. Arată de la margine. Minge pe 6 metri, gol! Este 2-2. În prelungirile partidei reușește 2. A scăzut intensitatea meciului. Cât de liber era acolo Dean Beța, care marchează al doilea său gol în acest sezon și chiar al doilea gol în acest an. În 4 etape Dean Beța dă 2 goluri. A țopăit baronul în fața lui Aldescu. A fost un pic de vină la golul dat de Drăghici pentru 1-0 și are un pic de vină aici și portarul.